plecăciune adânci, lacrime de dor, mulțumim părinților pentru căldura sufletului lor. Bună ziua! Bună ziua! Bine v-am găsit! Și cu Sfântă Sărbătoare, Sfântului Crăciun, am venit să vă bucurăm această zi minunată, să vă aducem bucurie în casele dumneavoastră. În primul rând, pentru dumneavoastră, avem acest buchet de flori, așa. Pentru soțul dumneavoastră, avem acest coșuleț cu fructe, dulciuri și băuturi, așa. Dar totuși, cum credeți, de unde poate să vină această sărbătoare? Această surpriză frumoasă. De la prieteni. Nu, de la prieteni, de la fete. Sfântul Ștefan și ele... Mulțumim frumos! Să știți că a avut măcar prin aceste surprize să vă surprinde, dacă nu pot ei însuși să vină. Pentru asta existăm noi, ca să nu simțiți lipsa, să vă facă astfel de surprize, măcar de sărbători. Așa. Uitați că aveți și un mesaj de felicitare care mă ruga să-l recit pentru dumneavoastră. Dragii noștri, vă dorim din suflet ca ziua Sfântă de Crăciun să vă aducă tot binele din lume și să vă bucurați de nepoții voștri mulți ani înainte. Crăciunul este plin de bucurie. Este momentul perfect să ne amintim de trecut și să ne gândim la viitor. Fie ca pacea și dragostea să vă cuprinde în această perioadă minunată. Sărbători fericite, la mulți ani și un nou plin de bucurie vă urează și fiica Ecaterina și ginerele Nicu, la mulți ani, tata și mama. Mulțumim frumos! Așa, aveți posibilitatea și dumneavoastră să le transmiteți un mic mesaj, un semn de mulțumire. Le spunem mulțumim și că iubim foarte mult. Mă rog, mult sănătate, succes în viață, să faci fericire, cu drum tot timpul să fii sănătoși și să fie ca sărbătoare să treacă bine, ca anul 2018, să rămâie toate murdăriile, toate necazurile că le-au avut în 2019, să fie un an bogat pentru dânșii. Un an cu realizări bogate. Să fii sănătos, să ai bucurii la nepoți, la părinți. Eu iubesc foarte mult, mai mult ca viața mea. Mulțumim frumos!